Așa, da. Când două numere sunt în paranteze pătrate, cel mai mic, nu? Deci notanțile sunt așa. Deci te va face la casă. Acasă. Plasa. A. Opta. Deci notanțele sunt acestea. Când zic cel mai mic multiplu comun al două numere a pe așa mă întâlnesc, da? Da? Cel mai mic multiplu comun. Adică cel mai mic număr care este în spate, se împarte exact la ambele. Poate vinde dacă vă întreb, care este cel mai mic multiplu comun al lui 16 și 48? Cel mai mic număr care se împarte exact. 2. Și la 16 este? 2. Patru. Deci, atenție, e cel mai mic număr care se împarte exact. Deci, el este clar mai mare decât amândouă. Deci, e mai mare decât amândouă numerele. Este cel mai mic dintre toate numerele care se împarte exact. Și la 16 și la 48. 16. 16. Ia să vedem, 3 la 3, 6, 18. Deci, se împarte, nu? Deci cine este cel mai mic multiplu comun al 48. Da, da. Că 48 se împarte și la 16 și la 48. La două. Deci este la cel mai mare număr. Nu. Este și 96. Deci 96 e deștept. Că se împarte și la 16 și la 48. Da? Deci 96 parte la 16 se parte și la 48. La 16 și de cât? 6 parte veni? Nu? Da, da. Și aici la 48 face 2. Deci hai să ne amintim ce înseamnă multiplu comun. Cel mai mic dintre toate numerele 48, am zis 96, este și 3 ori 24, 3 ori 4, 12, 140 și cât? 4. Deci, care este capat, dar nu e cel mai mic număr care este cu, are calitatea asta. Dacă la să-l aflăm... Deci, ca să-l aflăm pe cel mai mic multiplu comun, a două sau mai multor numere, luăm pe fiecare în parte, mă amintiți, în clasa 6-a. Descompunem. Da, 6-a, da. A 6-a? Descompunem și 2 în 16 e cam până la 4. Deci, când se sezăm o hibă, trebuie să-i stăm până la unii. Da. 16 2 la 4. 48 este 3 ori 2 la 4. 2 la... cât? Da, 3 la 6. 2 la 4. Și a afla cel mai mic multiplu comun înseamnă, de fapt, adi, înseamnă că din cei loc dintre cei comuni pe cel cu putere cea mai mare. Adică 2 la 4. Deci 2 la 4. Și luăm și pe toți cei necomuni. Și pe toți cei necomuni. 2 la 4 la 3. 2 la 4 la 3. Și de asta e cel mai mic. Ei zic, cum e cel mai mic? Dar e multiplu. E cel mai mic dintre... multipli. Multipli care se pot face. Eu, uitați, am vorbit de 48. Dar și 96. Dar și 144. Dar nu e cel mai mic. Dar nu e cel mai mic dintre ei care să aibă această calitate. E multipli. Înțeles? Deci descompunem numerele. Deci descompunem factorii primi și luăm dintre factorii primi comun. Pe cei comuni, dintre cei comuni pe cei cu puterea cea mai mare, cei capabili să parte, și pe cei necomuni. Da, comun și comun. Aha, mă sună că nu s-a auzit. Am uitat să mă rog. Dar ce înseamnă cel mai mare divizor comun? Acum discutăm. Deci cred că asta mă atenționează cum s-a urmă. Dacă cel mai mic multiplu comun înseamnă asta, oare tot așa trebuie să descompunem numerele. Deci la cel mai mare divizor, la cel mai mic... La puterea cea mai mică, nu? Astăzi, noi căutăm dintre divizoare. Mm-hmm. Ce înseamnă divizoare? E vorba de numărul care să fie în stare să le împartă pe toate numerele cele, da? Și dintre toți divizorii care sunt acolo cu putință, luăm pe cel mai mare. De aceea spun cel mai mare divizor comun. Da?
Haideți să vedem concret. Tot pe exemplile astea două. Tot pe aceste exemple, da? Pe 16 și pe 48. Că e descompus. Se descompune și acum la cel mai... uite, aici am spus-o deja, că cel mai mic multiplu comun e 48. Cel mai mare divizor comun între 16 și 48. Îl pune frotul. Da. Este și 2, că... De ce? 2 divide atât pe 16 cât și pe 48. Deci este un divizor, dar nu e cel mai mare. Ai înțeles? Este și 4. Cel mai mare e 16. Cel mai mare este 16. Deci cel mai mare divizor al comunalor, care se împarte și pe 16 și pe 48. Da? Este 16, da? 16. Fiindcă unul mai mare ca el nu există. Și cum îi dau seama? Când îl descompun? După ce descompunem, și am făcut asta, numai pe cei comuni îi luăm. Dar dintre cei comuni îi luăm pe cel cu puterea cea mai... Mică. Mică, asta. Da, ca să fie comun. Dacă eu aveam și 2 la 3 aici, să zicem, da. A fost și 2 la 3, așa, între 2 la 3 și 2 la 4, pentru divizor, luăm de 2 la 3. Da? Deci dacă ar fi fost 8, dacă ar fi fost 8, hai ca să punem așa. Între 2 la 3 și 2 la 4, luăm de 2 la 3. De ce zicem cel mai mic? Nu, cel mai mare? Cel mai mare dintre divizorii. Divizorul e mic. Da, și luăm pe cel mai mare dintre el. Aia trebuie să insistăm. Da. Până când îți lămurești tu, dacă exact. Suntem în clasa 8, dar nu se poate aceste două noțiuni din clasă să nu le avem clare. Hai să mai vedem așa. Între 20 și 50, care este cel mai mic multiplu comun? Între 20 și 50. Multiplu. Adică cel mai mic număr care să se împarte exact și la 20 și la 50. 100. 100. Da. 100. Da. Deci, vedeți? 100. Iar cel mai mare divizor comun, cel mai mare divizor comun de 20 și 50 este 10, pentru că este cel mai mare număr la care se împarte exact și 20 și 50. Da, că e 2 ori 10, 5 ori 10. Exact. Așa încât, în mod așa practic, cum ați fi făcut, luam pe 20 pe o parte și îl zicem pe 2 la 2 ori 5. 2 la 2 ori 5, nu? Iar 25 sau 50 este 2, 2 ori 25. Adică 2 ori 5 la 2. Și la cel mai mic multiplu comun, cel mai mic multiplu comun, luăm dintre cei comuni, dintre cei comuni, luăm pe cei cu puterea cea mai mare. Dintre 2 și 2 la 2, luăm 2 la 2. Noi luăm să fie cel mai mic număr care se împarte exact. Deci 2 la 2. Că dacă eu pe 2 la 1, când se împart la celălalt care conține pe 2 la 2, nu se poate. Deci, de aceea, eu pe 2 la 2, între 5 și 5 la 2, pe 5 la 2. Și asta e cum 4 ori 5, 25 face 100. Și asta e cel mai mic număr care se împarte exact și la 20 și la 50. Poate să fie și 200. Orice multiplu de 100, 200, 300, 400, este capabil să împarte exact și la 20 la 50. Dar nu e cel mai mic dintre toți cei care sunt în stare să împartă. De aia este cel mai mic, cu putință, care se împarte exact și la 20 și la 50. Iar cel mai mare dintre divizoare, da, sunt divizoare aici, și 2, și 2 la 2, și 5. 2 la 2 nu este. Nu. Nu mai 2. Comun, ați zis. Da, comun. 2 și 5. Da. Dar și 2 ori 5. Că, ce se întâmplă? La 2 se împarte amândouă. La 5 se împarte amândouă. Dar dintre divizori, 10 e cel mai... Cum zicem? Cel mai mare divizor comun. Cel mai mare. Ce?
Cel mai mare. 2, 5 și 10. Dar cel mai mare. Eu de exemplu, un alt divizor mai mare decât 10 nu există. Sunt foarte mult. Da, cel mai dar mare. Dar cel mai divizor e 2. Deci cel mai, cel mai mare multiplu comun. Nu, cel mai mare divizor. Cel mai... Și cel mai mic multiplu. Mare divizor și mic multiplu. Deci, dintre multiplii, 100, 200, 300, în locul cel mai mic, de aia spune cel mai mic multiplu. Da? Dintre 100, 200, 300, 700, cât vreți voi. În locul cel mai mic. În locul cel mai mic. Dintre toți divizorii care sunt ale comuni, dintre toți divizorii comuni acelor două numere, cum este 2, cum este 5, dar și 10, în loc pe cel mai mare, pe 10. De-aia vorbim de cel mai mare divizor comun. Și de-aia vorbim de cel mai mic multiplu comun. Dintre toți multipli, pe cel mai mic. Da? Nu e greu, dar trebuie să înțeles fenomenul în sine. Și ne ajută foarte tare la foarte multe probleme, nu? Iată... o proprietate interesantă este că cele două numere înmulțite înmulțite fac cât divizorul înmulțit cu multiplu. Deci, dacă am așa, A ori B, multiplu comun între A și B, ori divizorul lor comun, A între A și B, este egal cu A ori B. Aceasta este o proprietate foarte importantă. Deci multiplu ori divizorul egal cu cele două numere înmulțite. Concret, pe numărul pe modelul nostru. 100 ori 10, 1000, adică face cât 20 ori 50. Corect. Da? Și mai e sus. 16 ori 48. Da, face cât 48 ori 16. De-aia de-a plasă sunt prodii să fie cele două numere. Da? Deci, asta vreau să rețineți foarte clar. La ce ne ajută asta? Păi tot să ne ajute. Avem de acum fracția. 2 pe 37. 5 pe 42. Minus 6 pe 22. Egal cu 6 pe 22. Nu vreau să văd. Deci nu vreau să văd nicio fracție. De asta ireductibile. Toate vreau ireductibile. Cele care sunt deductibile, lucrăm asupra. Deci la 2 pe 37 plus 5 pe 42 și minus, cât te zice aici, 3 pe 11, da? Și acum, iau toți numitorii, pentru visul meu este să ajung la fracții care au același numitor. Ce fracție e mai mic? Și aflăm multiplu, cel mai mic multiplu comun. Am luat, nu, asta facem. Da? Cel mai mic număr, ăsta va fi. Deci, și acum luăm deoparte. 37 egal cu prim. Ce fel de număr este 37? Prim. Prim. Rămâne așa. N-am ce face. Pe 42. 42 face 2 ori? 2. 6 ori 7 fac 42, da? Da. 2 ori 3 ori 7. 2 ori 3 ori 7. 11 egal cu 11. Cel mai mic multiplu comun îi în clipa asta. Comun am ceva? Nu, nu am nimic. Nu am. Acum, eu luăm pe toți. Luăm pe toți cei necomuni. Adică luăm 2, ori 3, ori 7, ori 11, ori 37. Pe tot felul. Păi nu, că uite, l-am simplificat întâi. 6 cu 22. Și am făcut în 3 cu 11. Da. Nu că îmi place pe metoda asta. Adică? Să înmulțim. Da. De data asta s-a întâmplat să fie așa. Voi faceți de regulă așa. Îți 7 numere, le mulțim pe toate 7. Adică, ce facem acolo? Da, dar dacă vă dădeam așa, 1 supra 2 plus 1 supra 6 plus 1 supra 12 plus 1 supra 15 egal cu. Ce facem? Mai ce mulțim pe toate? Ce nu. Facem cel mai mic multiplu comun. Deci ăsta e motivul. Cel mai mic multiplu comun. Și luăm 2-ul, rămâne 2, care aici ce facem?
2 egal cu 2. 6 egal cu 2 la 2, 3. 12 egal cu 2 la 2, 3. Și 15? 5 ori 3. Cel mai mic multiplu comun va fi egal cu? Cu 2 la 2, ori 3. Deci dintre ce comun? Atenție, nu trebuie să fie comun tuturor. Numai dacă îl vedem de două ori, înseamnă că e comun. 2 la 2. 2 la 2. Ori 3, ori 5. Că dintre 3, la o putere mai mare. De la 2, ori 3, ori 5. Și adică este 4, 5, 20, ori 3, 60. 60, 60 împarte exact și la 2, și la 6. Și atunci amplificăm aici cu 30. Aici amplificăm cu câte 60, da? Cu 10. Aici amplificăm cu 5. Și după aceea amplificăm cu 4. Cât devine fracția asta? Vine 30 pe 60. Asta cât devine 10 pe 60. Toate au numitorul 60. Având numitorul 60, pune numitorul comun 60. Da? Și la numărătul, da, vedem sau scădem, depinde ce este acolo. Vine 30 plus 10 plus 5 plus 4. Și face în final 40 și 9 pe 60. Și dacă se mai poate simplifica ceva, simplificăm. 49, are ce divizor 49? 7. 7 la? La a doua. La a doua. 60 nu are pe 7. Deci aceasta este ireductibilă. Chit că numărătorul vrea prin cât? Prin 7, dar eu, pentru a simplifica, trebuie să am același divizor. Să simplific prin divizorul comun. Da? Este ireductibilă, stop. Nu are niciun divizor comun. 60 ce vrea? 2, 3, 5, da? 3 ori 5, nu mai foarte, pe când 49 face 7. Și atunci e clar. Deci, punct. Multiplu cel mai mic. Adică multiplu mai mare decât toate, decât toate numerele luate în discuții, vorba de 60, mai mare decât 2, 6, 12, 15, e multiplu de aceștia, da? Se împarte exact la numele acestea. Dar e cel mai mic număr. Pe când 120, putea să fie și 120 aleși lua. Dar 120 nu este cel mai mic număr ca să facă. Da, dar așa face. Deci da. E regulă. Da, da. Deci eu zic că s-a înțeles și nu mai facem confuzii. Sunt executiv foarte interesat în continuare. Sunt sigur că ei nu-și mai aduc aminte. Păi hai să punctăm că... Nu zicea pare de surprezi acasă din nou ca să-și aduc aminte. Da, vedeți, este important ca acele goluri pe care le sesizăm mai mult voi să vineți și spuneți, știți, nu mai suntem sigur aici, aici, aici. Da, aici, dar și trebuie să nicăieri, domnul profesor, din cartea asta, cred că nu-și mai aduc aminte foarte mult. Deci la exerciții din față, deci le-am explicat, am înțeles da. Și-au adus aminte. Da, deci asta e important să veniți să spuneți exact ce. Aici, de exemplu, cum să facem? Deci, să găsim pe ei, știind că 2 e plus 3 și 5 e plus 7, cred că e da, 1. Da. Cine este el? Da. Adică demonstrați, zice. Demonstrați că acestea, da? Demonstrați că acestea numere sunt... Sunt prime trei. Că cel mai mare divizor comun al lor e 1, așa se traducem? Așa înțelegem. Deci demonstrăm că cel mai mare divizor comun al... Cel mai mare divizor comun, ai spus bine, este 1. Da. Dacă îi primi între ele? Dacă îți primi între ele, înseamnă că cel mai mare divizor comun este unul. Nu este un altul. Nu e doi, nu e trei, dar trebuie să demonstrăm. Să demonstrăm că îți primi. Da, da, da. Păi 2 plus 3, 5 plus 7. Să dăm lui Ian o valoare particulară. Încercăm. Ca să vedeți că așa stau lucrurile. Hai să zicem, pe 3 egal cu 1. Ce devin acestea? 5, nu? Și respectiv? 12. 5 și 12? De ce sunt prime? Pentru că
Nu există unul comun. Deci, mai egal cu 12. Deci, trebuie să găsesc așa. Nu există un număr diferit de unul la care să... 5 cazi pe egal cu 12. Nu. Nu există asta de. Dar nu e așa. Nu. Nu 5 cazi egal cu 12. Nu de 5. Atenție, Mirna. E vorba de a găsi un număr care să se împartă de amândouă. Adică îl descompunem pe 5 și 5? Îl descompunem pe 12? E 2, e 4 ori 3. La 4 ori 3, adică 2 la 2 ori 3. E 12, are divizor. Dar divizorii lui 12 nu sunt și al lui 5. Corect, și l-am dat ce-i comun? Neapărat, trebuie comun. Și atunci e comun, sigur. Asta înseamnă să-l primi între ele. Deci 4 cu 2 mers în prime între ele. Nu au divizor comun. Exact. Decât unul, cel care îi comun, e unul. Da? Care, impropriu spus, că e divizorul acela. Bun. O demonstrăm. Cum arătăm? Aveam înțeles de la voi. Cum vă gândiți? Să arătăm. 2n plus 3 îl scriem ca 2 pe lângă n plus 2. 2 pe lângă n plus 2. Și pe 5n plus 7 scriem ca 5 pe lângă n plus 2. Deci, vrei să vorbim așa? 2 pe lângă... 2 pe lângă... Sau zici deodată, tu zici 2n plus 2 plus 1, așa? Da. Și că e 2 pe lângă... Și din coace 5n plus 5 plus 2, da? Da. Și perechea asta o scrie echivalentă cu... 2 pe lângă... Se scot în faptul comun un 2 dintre astea două. Deci 2 pe lângă n plus 1 plus 1 și din coace. 5 pe lângă... 5 pe lângă n plus 1 plus 2. N plus 1 plus 2. Și de aici, cum scrierea asta vă trimite pe voi și vă, de aici vă spuneți foarte hotărât că, sigur, aceste două numere din forma care am scris în prime trei lui divizor. Păi 2 pe lângă n plus 1 cu 5 pe lângă n plus 1 avea un divizor cu n plus 1. Păi nu, dar el e un tot aici. Așa e un tot. Dă-i pe lângă n plus 1, plus 1 să scrie ca fiind vreo 4K plus 1. Cum să spunem? 2? Dă-i pe lângă n plus 1 plus 1 să nu stă ca fiind 4K plus 1. Care e raționamentul? De ce vrei să te duci așa? Unde vrei să ajungi? Așa. Ce model vrei să faci? 24. Dar nu știu cum să poți scrie 4 pe lângă K plus 1. Mai, hai să presupunem că ar avea un divizor, că nu e unul, există un D. Deci presupunem că 2N plus 3 și 5N plus 7 au un divizor D diferit de 1. Deci nu e adevărat că ele sunt prime între ele, ci au un divizor. Ce înseamnă? Dacă e comun, înseamnă că primul număr scrie de oriceva. Da. Nu? Deci, da. Iată, de aici rezultă că 2n plus 3 egal cu d ori un a. Și 5n plus 7 egal cu d ori b. Deci faptul că nu se prime între ele, au un divizor, d diferit de 1. Ei, acum încercăm de aici să eliminăm pe n. Să scăpăm de n. Da, din cele două. Amplificăm pe prima cu 2. Pe prima cu 2. Ca să scăpăm de n. Pe prima cu n. Păi dar nu să scăpăm de n. Nu mai rămâne n. Pe prima cu 5, pe a doua cu 2. Pe 2 și 5 sunt la un divizor. Deci pe prima cu 5 aici, Miruna. Și pe asta cu 2. Da? Sau de multe ori spune cu minus 2 asta. Ca să le adună. Sau că le adună. Da? Le adună. Și atunci e echivalent cu 10n, da? De vorbește. 10n plus... 10n plus 15 egal cu 5 plus 2 ori a.
Și de mulți cu minus 2 și atunci faci minus 10 n, minus 10 n, minus 14, egal cu minus 7 db. Minus 7 db. Trag liniștile la bun. Minus 7 db. Minus 2. Am mulțit cu 2, până. Am mulțit cu 2 pe a doua. Deci minus 2 de ori. Da, minus 2. 2 de bun. 2 ori de ori de bun. Și acum, la adunăm, 10 minus 10, 10, 15 minus 14, 1, egal cu 5 de A, 5 ori de ori A, minus 2 de ori B. Adică echivalent, va spune că... Deci acolo apare că 1 egal cu D pe lângă 5A minus 2 B. Și ce două ori de mulțit de 1? Cât la mulțire se facă 1. Este chiar mulțirea naturală sau cel mult întregi. Atenție că nu ăsta e număr natural. 2 ori un număr natural plus 3 trebuie să avem citarea asta, că e număr natural. S-a putut să ocupare, dar acum vei citat sigur e așa. Sigur că da. Da, nu vei citat, dar sigur e așa. Este număr natural. Deci 2 ori plus 3 și 5 ori plus 7. Nu e fi natural, aici totul e natural. Corect. Și atunci când ne-am zis D ori A, D ori A, înțeleg eu că și A-ul e natural. Da? Și acum 5A minus 2B e număr natural. Și cât ori cât la mulțire se facă 1? 1 ori 1. Deci aici obligatoriu D egal cu 1 și 5A minus 2B egal cu 1, da? Da. Și iată cum am găsit că D e egal cu 1. Da. Și D e egal cu 1 intră în contradicție cu faptul că mi-a dat D e egal cu 1, înseamnă că merge să prime între ele. Nu există un D diferit de 1. Deci presupunerea noastră e fals. Exact. Deci rezultă că din clipa care D e egal cu 1, rezultă că 2N plus 3 și 5N plus 7 egal cu 1, că e D-ul acela, și atunci nu merg să prime între ele. Așa am spus, că ori D-ul e este 1, nu merg să prime între ele. Cel mai mare rezultă un acolo este 1. Deci rezultă că 2N plus 3, dacă vreți să mai scrieți la asta, deci sunt cel mai mare 2N plus 3 și respectiv 5N plus 7, sunt prime între ele. Mai au decât să se vede la noi? Da, dar dacă am înțeles, cred că ar putea să facă ei următor. Sigur că da, așa mă gândesc că trebuie să-l fac. Aici, foarte des, mai putem întâlni ghișițiul și așa. Fie fracția de tipul 2N plus 3 și supra 5N plus 7. Unde N natural, da? Virgulă N natural. Să se arate că fracția este ireductibilă. Așa și urmează, exerciții așa. Da? Da, așa este ireductibilă. Adică e nesimplificabilă. Și tu ce faci? Presupun că ar avea un divizor comun, când noi am vorbit de fracție. Presupun că 2N plus 3 egal cu 5N plus 7. Nu, nu. 2N plus 3 egal cu 2 ori A. Că dacă e simplificabilă, pe cine se simplifică? Pentru un D, un divizor. Vedeți, orice fracție, Miruna, înseamnă că orice fracție, deci, ce înseamnă? Uitați, când iau fracția 2 pe 6, o simplificăm prin 2. Din ce motiv? Că atât numărătorul cât și numitorul se împarte la 2, da? Deci face de asta, 1 pe 3, sau să spunem 14 supra 21. 14 supra 21. Prin 7. Ca atât numărător. De ce? Pe 14 zicem 7 ori 2. Pe 21 prin 7 ori 3. Și prin 7 și face 2 pe 3. Deci ce se întâmplă? Ca să fie simplificat, trebuie să găsim divizorul de comun. Și la numărător și numitor. Și atunci zicem, pentru a arăta că asta este ireductibil, zicem, 2N fie D divizor comun, da? Fie D diferit de 1 divizor comun. D
comun. Și ce? Numărătorul înseamnă că se scrie ca fiind 2 n plus 3, se scrie ca fiind 2 ori a. 5 n plus 7, ca 2 ori b. Începe drumul de mai înainte. Adică 2 n plus 3 l-am notat cu asta. Nu, 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 nu. 2 n plus 3 e 2 ori a. Și a cine este? A, în urma împărțirii, cum am zis pe 14, pe 14 l-am zis. 7 n plus 2. Asta e. D-ul e 7 și A-ul e 2. Deci faptul că se divide înseamnă că se scrie ca fiind de ori cu cât? Câtul împărțirii. La fel de 7, puneți întrebări, poate așa îi vă ajutăm. Vă rog frumos, m-a ajutat și pe mine. Deci, 2 plus 3, cum a fost mai înainte 14, l-am scris ca 7 ori 2. Deci un divizor. Un divizor, ori câtul împărțirii. Ori câtul împărțirii. Și celălalt la fel. La fel celălaltul. Interna împărțirii cu restul, unde restul nu e emisie, da? Și la fel, îmi place de ori un B, un alt număr. Și atunci? Și atunci, din clipa asta începe drumul. Reducem pe N, mulțim aici cu 5, din place cu minus 2, ce am văzut mai înainte. Exact. Și întoarce unul, e egal cu ce am văzut de pe lângă, nu știu ce. Și cât ori îl face 1, deci rezultă 2 egal cu 1. Când îți dă 2 egal cu 1, fracția este ireductibilă. Altă dată, dacă îmi dă un D, prin acela se simplifică. Noi am făcut așa la clasa a 5-a și am lucrat destul de interesant. Că de acolo, cât ori, cât se facă 3 la 1 ori 3. Și atunci am putut să lua pe divizor 3 și pe cealaltă partea asta am luat-o 1 și de acolo a început o poveste întreagă. Sunt interesant. Bun. Mai lucrăm, domnule Vorbici, așa și-au terminat. Nu, dar în continuare, Miruna. Ei mai au, da, dar zic tot modelul ăsta că mai au un punct așa sau nu. Calmă, dar ăsta deja am înțeles, hai să mai facem interesant. Ce? Deci ăsta nu. Nu, e un punct așa. Hai să facem din asta. Arătați numerele naturale și aflați numerele naturale. Exercițiul 24, la pagina 28. Da, 24, la 28. Aflați numerele naturale A și B, dacă... Aflați A și B naturale. Da, dacă. Dacă... A plus B egal cu 20. A plus B face 20. Cel mai mic multiplu comun dintre A și B, adică paranteză toate. Cel mai mic drept, ai spus. Nu, atunci arătute. Așa, cel mai mare mai mic lor, chiar așa. Cel mai mare lor cum l-am văzut în ora acestora. Egal cu 5. Egal cu 5. Cine este A și cine este B? Știi asta. Deci avem două condiții. A plus B fac 20 și cel mai mare lor comun al lor este 5. Nu trebuie să folosim cine a zis mai înainte? Adică? Că cel mai mic multiplu comun plus cel mai... Nu, sau ori cel mai mare divizor comun este egal cu A ori B? Să încercăm. Mi-ar place să vină inițiative de la ei. Deci, vedeți, eu îi aștept pe ei. În sensul că mă interesează inițiativa lor. Corect, corect. Sigur că așa aceea este o condiție. Da, ți-ai dat seama că inuțire și nu te ajută. Acum vreau de la voi. Păi am două numere A și B separat la 5. Deci, A și B separat la 5, sigur? Da. De ce? Că A egal A și B e cel mai mic divizor comun. Cel mai mare divizor comun este 5. Înseamnă că ai 5 oriceva. 5 ca A și ai 5 oriceva și B. B e 5 oriceva. Facem asta. Deci de aici, din informația asta, înseamnă că au este 5 ori K. Și B egal cu 5 ori P. Cu observația că K și B nu au niciun divizor comun. Că dacă ar mai avea un divizor comun, ar fi... K și B sunt prime între ele. Asta e observația. K și B prime între ele. Așa scriu. K și B sunt prime între ele. Neapărat trebuie să fac asta. Că dacă ar mai avea pe 2, ar fi 5 ori 2, 10 comun. Și nu ar fi cea mai mare zonă comun, 5. Corect. Deci după ce am scris așa, vezi, nu am ce fac aici în Adi.
Faptul că cel mai mare divizor în comun este 5, înseamnă că atât au cât și B-ul e 5 ori ceva, B-ul e 5 ori ceva, și că ele astea două mai au un divizor. Că acela ar trebui să urmărească cu ăsta și n-ar mai fi cel mai mare divizor. Da? Da? Multiplicat de 5. Și cu condițiile astea, cu observația asta, da? Mă duc și lovesc aici. Deci, loc A plus B, A plus B egal cu 20, este echivalent, da, acum, ca A de vorbește. E echivalent cu 5K. 5K. Plus 5B. Plus 5B. Egal cu 20. Care e? Scoatem un 5? Hai, stai pe gândul ăsta. Deci, 5 pe lângă K plus B, egal cu 20. K plus 20, hai. De unde K plus B? K plus B. Egal cu 4. K plus B egal cu 4. Foarte bine. Cu adăugarea de rezultat între K și B. K și B sunt prime între ele. Deci K poate să fie 1 sau 3 și B tot 1 sau 3. 3 sau 3. Deci 2, 2 nu. Nu, 2. 2, 2 la rar divizor pe 2. 2. Deci de aici, în baza acestei chestiuni, bine precizate, înseamnă K egal cu 1 și P egal cu 3. K egal cu 1 și P egal cu 3. Deci suma 1 și cu 3 fac 4. Sau K egal cu 3 și invers. Și invers, da. Ne putem opri așa, K egal cu 1 și P egal cu 3 și acum mă duc înapoi și găsesc pe așa. Și urmează. A egal cu 5 ori. 1, adică A egal cu 5. 5. Iar B egal cu 5 ori 3, face 15. Sigur că A și B se pot comuta între ele. Adunarea e comutativă. Și A, 5 și B, 3. Da, asta este evident. Deci A, 5 și B, 15, sau A egal cu 15 și B egal cu 5. Da, n-are rost când... Să mai fac o mai multă, dar cel mai mic, cel mai mare divizor comun al numelor A și B este 5. Deci cel mai mare divizor comun al numelor A și B este egal cu 5. Și cel mai mic multiplu comun al numelor A și B este 120. 120. Și este numele, da? Da, atunci la fel. A și B. A și B tot natural. Da. Da. Facem A ori A ori B, ori tot așa, A ori B și mulțim între ele. Adică? Formula. Da, cel mai mic. Da. Ce formula? Cel mai mic mai multiplu comun, numărul se cu cel mai mare divizor comun. Egal cu? Cu A ori B. Asta e. Deci, facem repede, aplicăm pe aceea multiplu comun A numărul A și B, divizorul comun A B, egal cu A ori B. Adică, în cazul nostru, A ori B ar să fie egal cu 5 ori 120, cât vine? 600. Și aici să punem A și B? Da? Da, A și B. Cine A și cine B? Știm că A e 5 ori ceva. Hai să mergem așa. A egal cu 5 ori A. B e 5 ori N. P. P. 5 ori P. Cu observația A, B, primele trebuie foarte important. Foarte important. Și acum, tot ce pe A și pe B? Și ce apare are dacă e tot A și B? Dacă îți apară 5K plus 5 ori 5K ori 5. Egal cu 6. Egal cu 600, da? Da. Trebuie să zicem 25 ca pe? Da. Sigur că da. 25 ca ori pe. Egal cu 600. Și ca pe? Ca ori pe, de aici. Ca ori pe. Egal cu 600 pe 25. Ca ori pe egal cu? Cât vine de 6 ori 4? 24. 24, da. Că e la 104 ori, de 6 ori, da? Deci 24. Cât ori, cât? Cine să facă 24, dar primi între ele? 8 ori 3. 3 ori 8. Deci de aici se întâmplă. 3 ori 8 egal 24 și împrunesc
aceste două numere, 3 și 8, sunt prime între ele. Mai aveți o altă variantă? De 24 și 1. 24 și 1, 1, e subînțeles, nu îl putem lua. 1 mulțit. 3. Cât? 3 și 8, 8 și 3. Are loc cum o dat limitatea acolo. Nu e altă. Asta sigur, a fost important asta? Foarte important. Foarte importantă, pentru că cât ori cât se fac 24, l-am toate variante. 12, 4, 12, 4, 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 nu puteam să fac liniștiu. Atenție, nu puteam să fac liniștiu. Deci, asta mă ajută, dar mă tot repede și zic, multiplu, cel mai mare trebuie cum fiind 5, înseamnă că ai 5K, B, 5P, cu K și P prime între ele, esențial, după care înlocuiesc acolo, în loc și A și B am pus. Și de cine A, cine B? Și acum să finalizăm. A era egal cu 5 ori 3, da, 5K, 5 ori 3, 15. B egal cu cât? 5 ori 8. 5 ori 8, egal cu 40, sau dacă vreți și comutare. A egal cu 40 și B egal cu 15. Dacă ținem cont neapărat că A și B s-ar fi, mă rog, individual, dar aici nu are rost să mai. Care sunt cele două numere? 40 și 15. Corect. Cele două numere, A și B, sunt 40 și 15. Deci, adică cel mai mare divizor comun al 40 și 15 este 5, 5 și cel mai mic multiplu comun al 8 este 20. Deci cele două numere care depresc condițiile acestea sunt 40 și 15. Corect. Ia, hai de minunat. Haideți, ziceți, nu tot intream. Din temă, normal, de 3 stele. Nu mă gândesc. Exercițiul 40 la pagina 29. 40 se va prosti. Determinați numerele întregi X și Y. Determinați. X și Y din Z. Din Z, de aici, da. Așa încât. Așa încât. Paranteza lăcută, X plus 2. X plus 2. Din paranteza. Ori paranteză Y minus 2 egal cu 3. Da. X plus 2 egal cu Y. Ați uitat? Nu. Aștept la ei. Eu vreau un prezent. Deci, știu că X și Y sunt din Z. Mă gândesc să desfacem parantezile. Cum desfacem? Ca la șac, după aceea ce te așteaptă? Ai x, y, minus 2, x, minus plus 2, y. Poate să fie 1 ori 3 sau minus 1, minus 3 sau invers. Foarte important. Că x-ul și y-ul sunt din z. Fiindcă ăsta e din z. La un număr întreg plus 2, tot număr întreg asta. Deci asta toate este din... Deci așa le dat. Cum x aparține lui Z, rezultă x plus 2 aparține lui Z. A un întreg, dar până un număr întreg, tot întreg este. Lui Y, cum aparține lui Z, rezultă că Y minus 2 este tot din Z. Și atunci, îmi permit să